marți, 29 ianuarie, la ora 18:30, în sala Auditorium Iosef Schmidt a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, va rula filmul artistic Weekend cu Mama, o producție românească regia lui Stere Gulea, cu participarea actorilor Medea Marinescu, Adela Popescu, Gheorghe Denică, Ion Sabdaru. Filmul a avut premiera în 2009 și tratează o problematică socială actuală cu care se confruntă România începutului de secol 21, drama copiilor care au părinți nevoiți să lucreze în străinătate și care sunt predispuși riscului alienării. USV vă invită să vizionați filmul artistic care se bucură de ultima participare actoricească a talentatului actor Gheorghe Dinică.